Bună seara, dragi telespectatori! Nu putem remarca decât că, așa cum se spune de obicei, Caragiale rămâne Caragiale și este din ce în ce mai actual. Televiziunea Etalon găzduiește, ca în fiecare seară de vineri, o nouă emisiune de dezbatere electorală din actuala campanie prezidențială. Aceasta fiind însă ultima care contează pentru turul 2. Va urma pentru toți românii o zi pentru reflecții și apoi duminică, 10 noiembrie, votul. Sunt Bogdan Florian Pompian și voi modera această întâlnire, dezbatere politică. Înainte de a da posibilitatea susținătorilor să-și prezinte și să-și apere eventual candidatul, îmi voi permite să-mi fac cunoscut propriul slogan nepolitic astăseară, și anume să urez la mulți ani sănătate, fericire și liniște sufletească tuturor ce își serbează astăzi ziua onomastică cu prilejul sărbătoririi zilei Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel. La mulți ani tuturor! După acest preambul nepolitic, permiteți-mi, dragi telespectatori, să vă prezint invitanții prezenți astăseară în studioul televiziunii Etalon. Din partea pro-România, susținător al candidatului Mircea Diaconu, domnul psiholog Adrian Sandu, prim vicepreședinte Vâlcea, președinte filiala Râmnicu Vâlcea. Din partea Partidului Social Democrat, susținător candidat Viorica Dăncilă, profesor Nadina Dobrete, consilier local, președintele Organizației de Femei Municipale. Din partea Uniunii Salvați România, domnul Romeo Odochean, președinte filiala Râmnicu Vâlcea. De asemenea, așa cum v-am obișnuit la ultimele emisiuni, lângă mine se află și un reprezentant al societății civile. Astăzi seara este vorba de domnul avocat George Hodorogea, președinte a UDR, Asociația Uniunea pentru Apărarea Drepturilor Românilor. Repet, ca în fiecare emisiune, la început, regulile dezbaterii sunt simple. Răspunsuri, doresc răspunsuri scurte, cât mai concise, ca să putem ataca mai multe probleme. Un dialog civilizat, dar nu pasiv, fără atacul la persoanele care nu se pot apăra, deci care nu sunt prezente sau nu au susținătorii astă seara. Și începem cu o întrebare generală pe care vă rog să-mi răspundeți pe rând. Bineînțeles, atunci când vă simțiți cumva atacat sau aveți dreptul la replică. Deci, dacă omul pe care îl susțineți, candidatul dumneavoastră, va fi ales viitorul președinte, ce așteptări pot avea românii în general, dar și noi, vâlcenii în special? Începem cu doamna Dobrete. Așteptam să-mi dați cuvântul ultima. Bună seara și bine v-am găsit. Sunt patru bărbați și o doamnă. Mulțumesc frumos. Asta înseamnă că voi fi la bătaia dumneavoastră și a focurilor din toate părțile. Vroiam să vă spun de ce mă așteptam să-mi dați cuvântul ultima, pentru că aflându-mă în opoziție, era normal să ascult pe cei care au început această guvernare și au proiecte de viitor pe care să le pună, să le ducă la îndeplinire. Dar pentru că mi-a revenit frumoasa misiune de a începe emisiunea dumneavoastră astă seară, vreau să vă spun că mă voi ține de cuvânt față de băieții mei, unul Mihai și unul Gabriel, și mi-aș dori ca această emisiune să fie una pașnică de susținere a candidatului fiecăruia dintre colegii mei de platou și, așa cum ați început și dumneavoastră, să afirm faptul că cea pentru care am venit să-mi pun toate cunoștințele mele și să-mi depun întreaga capacitate pe care o am și să mobilizez toți prietenii, toți susținătorii și toți membrii PSD, este doamna Viorica Dăncilă. Ce proiecte avem este simplu. Ne dorim să ne continuăm guvernarea, ne dorim să îi mulțumim pe cei care, așa cum am simțit astăzi, cel puțin pe stradă, au început să se teamă de un guvern care impune austeritate încă din prima zi sau a doua, să-i spunem, de mandat. Și nu vreau să vorbesc foarte multe, pentru că cei 3 ani pe care i-am avut împreună în această guvernare și cei un an și 9 luni pe care doamna Viorica Dăncilă i-a avut ca prim-ministru au însemnat ceva pentru buzunarele românilor de nivel mediu, cei ca mine, cei ca mulți care se uită în spatele ecranelor și sunt telespectatorii dumneavoastră.
nu știu dacă am timp sau trebuie să mă încadrez într-o anumită perioadă. O să mai revenim dar, la proiecte și la programe. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat această oportunitate și cred că aceste 2-3 zile de când guvernul Orban s-a instalat la putere a arătat ceea ce se va întâmpla și va influența pe cetățeanul obișnuit să gândească cu inima și să pună votul pe Viorica Dăncilă duminică. Bun. Domnul, pentru USR, un răspuns. Ce așteptări să aibă românii și vâlcenii la... Bună seara. Dacă va câștiga, bineînțeles. În primul rând, trebuie să înțelegem că domnul Dan Barna este reprezentantul unei mișcări care s-a născut în stradă. Vine din lumea reală, nu vine din clasa politică. Cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii și faptul că o mare problemă în momentul de față este legată de faptul că foarte mulți pleacă, foarte mulți tineri pleacă din țară. Tot ceea ce... De asta a apărut și sloganul nostru cu Fericiți în România. Ne dorim să facem din România și implicit din Vâlcea un loc în care să vrem să stăm, să vrem să ne întoarcem din străinătate, să avem un loc de muncă, să beneficiem de servicii medicale de calitate, învățământ de calitate. În principiu, Dan Barna, prin programul lui de guvernare, garantează că poate să facă toate aceste lucruri. Mulțumesc. Domnule Adrian Sandu, aceeași întrebare. De ce nu votez pe Mircea Diaconu? Foarte simplu. În primul rând, pentru că este vâlcean ca noi. E născut în Vâlcea, în localitatea Vlădești. Este un om de cuvânt, un om de onoare, un om care de omenie în care poți avea încredere. Și nu în ultimul rând, este un om de acțiune. De un astfel de președinte avem nevoie. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de un președinte care să lucreze pentru cetățeni, în interesul cetățenilor și să, pentru că știm foarte bine că președintele are efecte în economie și orice disfuncționalitate în instituția prezidențială produce efecte în final sărăcie. Domnule Hodorogea, ca reprezentant al societății civile, vă rog să-mi faceți un mic portret al președintelui pe care vi l-ați dori. Deci nu președintele nominal, președintele. Da, știu. Cred că am mai spus. În primul rând trebuie să fie o persoană imaculată, din toate punctele de vedere. Trebuie să fie un om vertical și un om care se gândește, stând în fotoliul prezidențial, la binele poporului. Și aici aș vrea să dau un exemplu, dacă tot m-ați întrebat, stimabile. Neagoie Basarab, când a ajuns domnul Țării Românești, a luat niște măsuri. Și prima, din câte mi-am aminte din istorie, prima măsură a fost cea legată de a scuti țăranii de taxe și impozite. Pe un an de zile. Apoi, măsteșugarii, la departe. Dacă ne uităm cu atenție în istorie, țara românească, țările române atunci, în perioada respectivă, a avut o dezvoltare foarte bună și el a fost un foarte bun diplomat. Cam așa ceva mi-aș dori pentru România. Bun. Domnule Odochean, dacă la prima întrebare m-ați putut face ceea ce trebuia să face să vă apărați ca candidatul, e o întrebare care are cu drept la replică, o adresez tuturor. Ce le reproșați dumneavoastră și USR-ul celor doi candidați care, al căror susținători sunt aici de față? Mă refer, ce reproșați lui Mircea Diaconu și lui Dan? Și lui Dan Dăncilă. Și lui Dan Viorica Dăncilă, scuzați-mă. Da. Domnul Diaconu, deși pozează că fiind independent și nu ar face parte dintr-o clasă politică, el susține asta foarte, foarte tare, are în spate totuși două formațiuni politice, a fost europarlamentar, atâta timp cât a fost europarlamentar, sub diverse forme a sprijinit PSD-ul și guvernarea PSD. Cam asta pot să reproșez domnului
diaconul faptul că nu este cu adevărat sincer atunci când spune că nu reprezintă o clasă politică și că el este total independent. Nu este atât de independent pe cât vrea să pară. Ceea ce o privește pe doamna Viorica Dăncilă, din personajul neconflictual în care vrea să pozeze, ne amintim jandarmii care au bătut demonstranții, ne amintim ultimele declarații ale dumneaei în care face un candidat dictator. Una peste alta a făcut foarte multe gafe, se descoperă că bugetul nu este chiar atât de bine pe cât îl prezintă dumneaei sau pe cât l-a prezentat dumneaei. Creșterile economice colosale ascund în spate diverse probleme. În principiu, cam astea sunt în linii mari lucrurile care le pot reproșa celor doi candidați. Se dau cuvântul și domnului Adrian Sandu. Întâi îmi răspund. Da, vreau să... Doriți să dă drept la replică sau... Da, da, dar aș vrea să... Atunci are domnul replică și doamna Dobrete după aceea. Da, da, spuneți. Scurt. Domnul Iucea Diaconu este un candidat, cred că e singurul candidat independent. Este susținut, într-adevăr, logistic de trei formațiuni politice și un număr semnificativ de reprezentanți ai societății civile. Deci este un candidat, în adevăratul sens al cuvântului, independent. Logistic este susținut de formațiunile politice care s-au hotărât să meargă cu independentul Mircea Diaconu și se acorde susținerea. Dar încă o dată este vorba de o susținere logistică. Vorbim de strângere de semnături, de împărțire de pliante și așa mai departe. În ceea ce privește ceilalți doi contracandidați... Da, doriți să și răspundeți atunci la întrebare. Bun. Da, doresc să și răspund la întrebare. Foarte scurt. Pornind de la sloganul domnului Barna, pentru dreptul de a fi fericiți în România, înseamnă că USR-ul e un partid de oameni nefericiți, de persoane depresive sau, să nu înțeleg, eu sunt foarte fericit în România, da? Eu sunt psiholog și la cabinetul meu vin foarte mulți oameni depresivi. Cred că am o soluție pentru oamenii care folosesc sloganul respectiv. Cam atâta vreau să spun despre domnul Barna. Restul s-a spus foarte mult la televizor. Știm foarte bine ce probleme are, ca să nu mă refer la celălalt slogan de campanie. Cred că electoratul nostru este un electorat matur și știe să discearnă în toată această problematică. Deci nu trebuie să informez eu mai mult electoratul. În ceea ce privește pe doamna Dăncilă, din punctul meu de vedere, nu știu ce să spun acum, nici nu mai este premier. Nu mai este premier. Cu siguranță cred că PSD-ul ar fi avut alte alegeri mult mai inspirate, are persoane mult mai de imagine, de impact, carismatice, chiar femei. Nu sunt eu în măsură să dau acum exemple. Deci cred că e o alegere totuși neinspirată a PSD-ului. Cam atât. Doamna Dobrete, drept la replică și după aia răspunde și noastră la... rândul meu să, vă rog, să le răspund colegilor de ce doamna Viorica Dăncilă este simplu. Pentru că eu am, inclusiv în momentul în care am votat desemnarea dumneaei în calitate de candidat pentru a ocupa președinția României, am votat-o din toată inima și cu tot sufletul, în primul rând pentru că este femeie. Eu știu și am mai spus de foarte multe ori că în momentul în care ești pusă ca femeie în fața unei camere de luat vederi și când asupra ta sunt toți cei din presă care îți pun întrebări multiple și care poate nu au tangență cu calitatea profesională pe care o ai și pe care o stăpânești cel mai bine, sunt convinsă că pe oricare dintre invitații dumneavoastră i-ar întreba alte lucruri, răspunsurile poate ar fi un pic, cum să vă spun, nepotrivite sau nu să cadă pe subiectul respectiv, dar femeia în general este un foarte bun comunicator. Doamna Viorica Dăncilă, eu am văzut în foarte multe întâlniri pe care le-am avut în Organizația Județeană de Femei și vă spun că votul pe care l-am dat cu tot girul pentru ceea ce reprezintă. Este, cred că, singura femeie
care a făcut față celor 6 partide și care a primit de la fiecare câte o palmă și de fiecare dată a întors obrazul. În general, suntem rezistente și modul în care a făcut față jignirilor poate de cele mai multe ori a împiedicat-o să facă și greșeli, că îmi reproșați înainte de greșelile gramaticale. Vă spun că sunt inerente. Presiunea asupra unei femei este foarte mare și modul în care încerci să-ți justifici comportamentul te duce de cele mai multe ori, poate gramatical, să greșești. Nu este o scuză pe care eu aduc, având în vedere și meseria pe care eu o am și mulțumesc că m-ați prezentat cu ea la începutul emisiunii, dar aș vrea să spun că analizând fiecare dintre contracandidații dumneaei, cetățeanul de rând, cetățeanul obișnuit, poate nu privește numai omul, pentru că am văzut și îmi pare rău că nu este aici, a venit să-mi pregătită un reprezentant al celor cu care noi sperăm să intrăm, ne dorim din tot sufletul să intrăm în turul 2 al contracandidaților noștri și nu voi face referire la dumnealor. Drept de timp liber. Da, nu voi face referire la dumnealor, dar cred că fiecare dintre noi își dorește ca acest președinte pe care noi îl vom alege și îl vom desemna să ne reprezinte, așa cum spunea domnul avocat, și chiar mi-a plăcut afirmația dumnealui pe toți, și să ne definească și să fim în Europa ceea ce merităm a fi și nu doar în concedii. Rămăsesem datoare colegilor de la USR în momentul în care la o emisiune m-au acuzat că guvernul, și acum încep să dau probabil să-mi și explic atitudinea, guvernul a făcut foarte multe împrumuturi. Vreau să le spun și să-i răspund nu neapărat domnului Odochian, cât în special domnului Gheorghiu, că produsul intern brut în România, dacă a fost în 2020 de 100 de miliarde, în 2019 este de 200 de miliarde. Datoria externă în 2010 a fost de 20 de miliarde și procentul din PIB a fost de 20%. Datoria externă în 2019 este de 30 de miliarde, deci a crescut cu 10 miliarde, dar asta înseamnă o scădere a procentului din PIB la 15%. Este așa cum am vorbit cu soțul meu acasă și îi mulțumesc pe această cale că mi-a deschis ochii ca atunci când faci un împrumut în bancă, giresc cu apartamentul și hai să recunoaștem lucrurile, stai și în casa ta, te bucuri și de un salariu, dar cotizezi și pe 20 de ani. Vorbeam cu un domn primar astăzi la birou și era foarte nemulțumit de tăierea pe care i s-a făcut, care i s-a făcut de către ministerul respectiv la unul dintre proiecte și mi-a explicat că nu a înțeles de ce îi se taie bugetul respectiv, pentru că pe proiectul acela dumnealui plătește în 20 de ani și finanțarea nu are astăzi și mâine, că spunea că visteria este goală. Deci sunt lucruri pe care în momentul în care vii într-o instituție ca orice învățăcel, nu le cunoști. Este bine în timp să ai o perioadă de... Nu zice nimeni, nu schimbărilor. Este bine în timp să vorbești cu cei din subordinea ta, să înțelegi ceea ce se întâmplă acolo și apoi să dai cu barda, să te transformi într-o ghiletină. Nu le-am pus întrebări colegilor pentru că am zis că astă seară, domnul psiholog, să fiu pacifistă și să mă bucur de fericirea pe care mi-o dă ziua celor doi băieți ai mei. Da, este dorința noastră. Asta nu înseamnă că deși nu pot să atașe candidatul, mai ales că le-ați oferit șansa lăudându-vă cu niște succese. Deci și pot să le contrazică. Dar revin la societatea civilă. Aveți ceva să le reproșați actualor candidați? Mă refer la cei care stă în față, nu la... Nu neapărat... Sau programele lor. Nu neapărat reproșuri. Aș vrea să spun cu toată sinceritatea că, din punctul meu de vedere, candidatura doamnei Dăncilă este o greșeală strategică a partidului și am mai spus-o și într-o altă emisiune. PSD-ul a fost un partid și cred că mai are încă suficient de mulți oameni cu un anumit statut politic, dar toți au fost cam dați la o parte. Nu, din punctul meu de vedere, nu pentru că este femeie și n-am o problemă de genul ăsta, cu mare drag ai votat o femeie, dar trebuie să fiu și convins că ne trimite în direcția care ne dorim. În ceea ce privește pe domnul Barna, pe mine nu m-a convins de niciun fel, nu spun mai mult de atât, iar în ceea ce privește candidatul Mircea Diaconu, din păcate, cred că nu are prea multe șanse. Sau sunt minime. Pe de altă parte, problemele cred că se rezumă și la ce vor alții, nu noi, și cum vor să le aranjeze alții. Adică se dorește un tur 2, am mai spus-o cu Viorica Dăncilă,
ca să mă explic acum de ce spun greșeala, că și la greșeala se referă și la aspectul ăsta, de Vorica Dăncilă cu Iohannis. Pentru că, după cum se vede, PNL-ul are un singur deziderat să distrugă stânga politică, ceea ce nu este democratic, împreună cu USR-ul, bineînțeles. Și nu este în favoarea cetățeanului o astfel de măsură. De aceea, eu cred că a fost o greșeală să o trimiți carne de tocat pe Viorica Dăncilă. Trebuia să renunțe la candidatură sau, mă rog, nu mai bate pentru turul 2, pentru că este evident că în turul 2 nu va câștiga. Aveți un întrebări la ce a spus domnul Fădorăgea? Nu la domnul Fădorăgea, la domnul... Vă rog frumos. Sigur. Ca să eu înțeleg că dumneavoastră vreți să, să ne acordați o consultanță sau un consult psihologic, nu avem, că nu suntem nefericiți. Da, suntem nefericiți. Suntem nefericiți că sistemul medical este cum este. Suntem nefericiți pentru că tinerii, în loc să-și găsească un loc de muncă în orașul în care trăiesc, sunt nevoiți să meargă în județul vecin, în Sibiu. Foarte mulți tineri lucrează în Sibiu. Și da, sunt nefericit pentru că învățământul este cum este. Presupun că nu o să puteți să mă ajutați în sensul ăsta, să mă faceți fericit plecând de la faptul că nu pot să circul pe drumuri în condiții de siguranță, nu există o autostradă, nu cred că reușiți să mă faceți fericiți. Trebuie să gândiți pozitiv și o să fiți fericit. Gândesc pozitiv. Aș putea, dacă îmi permiteți, să mai aduc eu câteva argumente în favoarea... Câteva argumente, nu vreau mai mult decât atât, să afirm faptul că o creștere a salariului minim cu 44% înseamnă, pare rău că nu strigăm lucrul acesta sus și tare, o modalitate de a-i face pe cei aflați dincolo să se întoarcă și nu în ultimul rând vreau să vă spun că în județul Vâlcea și în mod special în municipiul Râmnicu Vâlcea, începând cu 2018, anul școlar 2018 și până în prezent, peste 100 de copii ale familiilor s-au întors din străinătate și sunt școlarizați începând de la creșă în învățământul obligatoriu. Iar nu doresc decât celor care se află în serviciile medicale să înțeleagă, am văzut astăzi că li se taie, au început să li se taie din salarii și să gândească cu inima înainte de a pune ștampila. Da, acum m-ați provocat, în general eu nu mă implic, dar vreau să spun că această mărire care se face la salariul minim cu 40%, bun, e sănătoasă pentru bugetar, dar v-ați întrebat ce efect are asupra privatului, cel care susține țara asta până la urmă? M-am întrebat și a adus la o greșeală. Majoritatea privaților consideră că mărirea atât de mare a salariului minim și obligativitatea lui îi va duce la concedieri masive sau la închideri de firme. Da, aș face și o mică remarcă, să-mi cer scuze. Deci, creșterea asta salariului minim pe economie nu înseamnă mult mai mulți bani în buzunarul cetățeanului, ba din contră, înseamnă mai mulți bani impozit pentru statul român. Pentru că dacă facem un calcul matematic, cam așa este. Adică, de exemplu, când a fost ultima mărire la salariul minim pe economie 11.100 de lei, a crescut, cred că, cu 100 de lei salariul minim în buzunarul omului. În niciun caz... Nu, 100 de lei care se simt și care pentru de lei înseamnă, cei care sunt oameni obișnuiți, doamnă, că sunt aproape niște bani. Trebuie să luăm în considerare și faptul că dumneavoastră vă adresați tocmai celor care lucrează în mediul privat. Cei care lucrează la stat sunt foarte puțini cu salariul minim. Mediul privat poate susține măririle de salariu minim, fără a se face un minim de studiu de impact. Este foarte greu. Sunt firme care își bugetează și este foarte greu să, la un moment dat, se schimbă niște reguli și tu să începi să ții pasul cu ele. Mai adaug ceva. Nu toți bugetarii au fost foarte fericiți, cu excepția medicilor și a profesorilor, fiindcă ceilalți bugetari, dacă știți mărirea din ianuarie, cu acea amestită mărire cu 25%, a fost eșalonată. A fost o greșeală foarte mare, fiindcă s-a mărit salariul cu 25%, dar în schimb s-au trecut asupra angajatului toate impozitele care erau în procente 24% pe suma veche, iar cu 24% s-a aplicat pe suma nouă.
Deci bugetarii și vă spun, eu fiind unul din 3%. Ei, am pierdut. N-am câștigat atunci la mărimea și toată lumea a zis că s-au mărit cu 25%. Și acum sunteți mulțumiți de măririle care au fost? Eu nu-mi doresc altceva decât numai, faptul că implic, am intrat acum în opoziție. Nu mai fac niciun alt fel de comentariu. Sunt convinsă că lucrurile pe care cei aflați la guvernare acum le vor face vor fi poate benefice pentru român sau pentru românul obișnuit, pentru cel de nivel mediu. Eu nu vorbesc de cei care au niște salarii foarte mari. Iar știți cum? În casa fiecăruia sunt convinsă că este un bugetar, un pensionar care s-au bucurat de aceste lucruri pe care noi le-am făcut în ultimii 3 ani. Sunt convins la dămăririle de prețuri. Eu la opunerea majoritatea candidaților și nu dau nu fac o nominalizare, că în programele lor tot mai mult se vorbește de bugetar și foarte puțin de cei care țin această țară în viață, de privat. Corect, așa este și mai face și o remarcă. Nu poți să dorești să ai în grădină un pom sănătos dacă el e format numai din rădăcină și din crengi. Este o tulpină puternică. Omul ajută, rădăcina le ajută să crească. Păi da, tulpina aia puternică. Tulpina aia puternică, teoretic, eu vreau să spun altceva, e o parabolă. Înțeles. Tulpina aia puternică, care e dezvoltată în toate țările dezvoltate ale lumii, aia ține economia. Dacă nu am o tulpină puternică, atunci pe ce trebuie Dumnezeu să stea crenguțele și fructele și fruzele. Doamne ajută cu ce va fi în viitor, să fim mulțumiți toți și dumneavoastră în mod special. Bun, haideți să trecem la o întrebare care a apărut în urma unui eveniment de astăzi. După cum știm, Păscuri vreau un răspuns. Azi s-a declanșat, a început votul în diaspora. Și deja, votul este masiv, deja la un anumit oraș, deci e vineri, s-au înregistrat pozi, deci se pare că se votează mult. Vor fi un vot foarte impresionant. Părând, pe cine crezi că l ajută votul diaspora și de ce în faza aceasta? În momentul de față, dacă ne uităm dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat și în celelalte dăți, votul din diaspora în general îl avantajează pe Klaus Iohannis și pe Dan Barna. Noi sperăm că votul este masiv pentru Dan Barna. Deși la prima vedere s-ar părea că votul avantajează pe Iohannis și pe Barna, totuși cred că votul din diaspora îl avantajează pe Mircea Diaconu. Pentru că sunt foarte mulți oameni nemulțumiți în diaspora, atât de fosta guvernare, cât și de actuala guvernare, care vor acorda votul unui independent. Și voturile din diaspora acumulate cu cele din țară, noi credem că Mircea Diaconu va intra în turul 2. Asta e o întrebare puțin mai dificilă pentru reprezentat la PSD. Se știe că, în general, PSD-ul a pierdut totdeauna pe diaspora. Am gândit lucrurile acestea pentru că am participat la numărătoarea paralelă în 26 mai și am văzut ce a însemnat votul românilor din țara lor și cum ne-a dat peste cap votul din diaspora. Am văzut de asemenea și în rețeaua de socializare cum în 6 minute au votat peste 1600 de români. Eu aș vrea să cred că cei care sunt în diaspora, am și eu foarte multe rude, prieteni, cunoștințe acolo, care au plecat. Nu, vreau să spun altceva. Ei au plecat nu ieri, alaltăieri sau acum un an sau acum 2 ani din țară, ci au plecat acum 10-20 de ani din țară sau chiar după Revoluție. Statutul lor acolo este cu totul altul și ei raportează tot ce trăiesc și fac acolo la condițiile din România. Știu că nu ne avantajează, dar nu știu, au dovedit toate alegerile, deci practic ați obținut un procent foarte mic. Îmi doresc nu știu, să fi fost în țară, să se fi bucurat de tot ceea ce s-a petrecut și schimbat în ultima vreme aici, în România, ca măcar un sfert de acolo să voteze și cu PSD-ul. Da, dar apropo, toți cred că ne dorim să se întoarcă în țară, dar uitați că și acum, cum spuneți noastră, cu toate schimbările care sunt, nu putem spune că nu sunt. Pentru că ei fac se pleacă în fiecare an în medie de 250.000 de români părăsesc România, și acum. Spuneți că salariul minim a crescut și mai avem o problemă. A crescut la nivelul a 200 de euro, în loc 300 întoarcă, de euro, acolo câștigă mult mai mult. Nu se vor întoarce pentru 2-3. Nu, aici era problema, de ce nu votează PSD-ul? Și asta e o realitate. Mă refer la Europa. De ce nu votează decât în procent foarte mic? Și asta era o întrebare. Ar mai fi o problemă. În ultimii 30 de ani, într-un fel sau altul, mare parte din acest timp PSD-ul a fost la guvernare. Iar reprezintă un motiv pentru care ei au plecat de aici. Oricum, ținem să mulțumim pentru faptul că s-a reușit
să voteze timp de 3 zile. Trebuie să recunoaștem că e meritul PSD-ului acum, măcar atâta. Este meritul, consens. Au dublat, practic, numărul de secțiile votare și s-a adăugat această chestie. Este meritul unui consens și a unei presiuni publice, societatea civilă. Nu vă spărați, ați văzut că nu mi-am dat apărarea, dar presiunea au fost și pe alte și tot nu au făcut. Uite, pe vot, au constatat că este o problemă destul de gravă, să nu-i acorzi dreptul unui om care se află într-o altă țară, care este cetățeanul tău, să voteze, presupun că... Deci dacă cineva era interesat să voteze, nu se ducea la ora 7 seara să voteze, să fie acel buluc de oameni și televiziunile favorabile candidaților dumneavoastră să evidențieze exact acest aspect neplăcut. Bun, ești un aspect, astăzi, și faptul că au fost puține secții și vine la de la 200 de kilometri... Da, putea să vină, dacă chiar vrea să voteze candidatul care trebuia atunci la europarlamentare, puteau să vină în cursul zilei. Dar nu este corect. Nu se putea modifica sistemul de vot. Nu se putea modifica legea electorală în așa fel încât să nu avem acea problemă? Lucrurile sunt cu totul altfel și sunt din alt punct de vedere. Că la un moment dat și PNL-ul s-a opus la legea asta, din moment exact. Când era USR-ul. Mai există și alte teorii în piață. PNL-ul are partea lui de vină, nu numai PSD-ul. Gândiți-vă că atunci când a avut majoritatea fantastică, USR-ul putea să facă orice lege dorea. Nu a avut nici PNL-ul. Important este că s-a reușit, important este că fiecare cetățean român, chiar dacă se află într-o altă țară, are posibilitatea să voteze, că prin corespondență, că prin faptul că s-au mărit numărul de secții de votare, ăsta este un lucru foarte important. Să-și exprime, oricum, toți trebuie să mergem să votăm. Este o datorie cetățenească. Mulțumesc și acum cu o întrebare mai neplăcută, scurtă. De ce pune asta, că am zis că am schimbat mereu? Cu domnul... Nu, cu psiholog. Eu vă ascult. Astea sunt întrebări mai neplăcute. Așa, vă ascult. Dacă pot răspunde cu drag. Cum comentați recenta declarația doamnei Dăncilă? S-a cut ca și pe altă televiziune, dar vrem și bucenii să știe. În legătură cu faptul că dacă un român vorbește o limbă străină, nu prea ar fi patriot. Eu sunt convins că am vrut să spună ceva, dar asta a ieșit. Da, nu este patriot. Știți cum, raportându-mă la sistemul de educație în care fiecare copil cunoaște cel puțin o limbă străină și modul în care își expune cunoștințele pleacă în mod special de la primii pași pe care îi face pe un telefon, pe o tastatură sau pe un joc pe care el îl accesează, eu iau apărarea doamnei Dăncilă, pentru că atunci când ești într-o delegație oficială, să nu uităm că doamna a fost europarlamentar și la Bruxelles în ședință trebuia să vorbească în limba română, cred că aici a făcut referire dumneaei, în momentul în care îți expui ceea ce dorești despre țara sa în limba română. De acord, dar nu știu dacă este o gafă sau nu este o gafă, pot să vă spun doar că declarațiile oficiale întotdeauna se fac în limba română. Asta la Parlamentul European, așa este. Declarațiile oficiale se fac în limba română și probabil că discuțiile pe care le are, așa știți cum pot și eu să gafez astă seară și mâine colegii din presă care au o problemă cu mine știu, să spună că la nu știu să vorbesc românește. S-au adunat, bine, la toți, cam toți candidații s-au adunat gafe în ultimul timp. Presiunea pe dumnealor, nu le iau apărarea, este foarte mare și de cele mai multe ori emoțiile gafării acestea sunt inerente. Tot s-a vorbit și nu neapărat insist asupra acestui scandal cu fondurile europene, îl dau în bană. Dar iată că în fiecare zi mai apare ceva. Până acum era vorba de el implicat, de soție, acum de el apare și sora lui care a beneficiat din plin de aceste fonduri europene. Dar chiar de la început s-a vorbit că... Nu, inițial a fost vorba de el și soție. Acum a apărut sora și niște... Nu, inițial a fost vorba de el și de sora dumnealui. Deci, pe urmă, sunt 7 inici din familia lui care au beneficiat de fonduri europene. Se va dovedi dacă... Dar nu mi se pare cam mult, totuși. Tot am vorbit de baronizarea PSD-ului, de clientizarea, de familia PSD-ului care introduce peste tot. În acest moment sunt totuși niște supoziții. Spuneați că veniți cu oameni noi, cu altă politică. În acest moment sunt niște supoziții. Domnul Gambarna știe foarte bine situația, presupun că va găsi o soluție să... Să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că acele contracte sunt penale sau nu. Ele există. Eu spun că în acele contracte apare întreaga familie. La demoralitate. Deci e vorba de altceva, nu? Mine pot să fie corecte, cinstite, n-am nicio problemă. Dar apare toată familia. Exact ceea ce le proștează dumneavoastră celorlalți. Dar nu apare toată familia, unde din ce singurele referiri la familie au fost legate de sora dumnealui și soție. Dumnea
dumneavoastră... Și încă un cumnat și încă... Vedeți ce a apărut astăzi. Bun. Tocmai, repet, este o supoziție. Este o, în acest nu moment... Nu e supoziție, apare numele în contract. De aia spun că nu e supoziție. Supoziția e faptul că ar fi necinstite. Aia e supoziție, dar restul că apar. Bun. Domnul de la Pro, domnul psiholog Adrian Sandu, îl mai sprijină cineva pe Mircea Diaconu? Dacă mă gândesc că pro-România s-a cam spart, măcar la nivel înalt... Nu s-a spart, asta e o falsă impresie. Dom'le, sunt două tabere care nu mai... Nu sunt două tabere. Dar... Deci noi avem un partid în timp, unit în momentul de față. Au mai plecat niște oameni. Pozițiile lui Alde și pro-România au fost complet diferite la recentul vot pentru investitura cabinetului Orban. Deci... Practic, mai există alianța, îl mai sprijină pe Mircea Diaconu? Da, alianța există. Domnul Sorin Câmpeanu este copreședinte al acestei alianțe. Alianța funcționează și îl sprijină în continuare pe Mircea Diaconu. Și ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră cum că la noi în partid ar fi două tabere, nu, până în momentul de față nimeni nu și-a dat demisia din partid și toate aceste disensiuni, ca să le spun așa, sunt normale în orice formație politică. Vă reamintesc că domnul Ponta a spus că exclude pe cei trei care au... Nu avem noțiunea de excludere la în statut. La care domnul Mihai Tudose era spus, adresul lui Ponta demisia. Nu, deci astea sunt... Ascultați-mă puțin, noi în statut nu avem excluderea. Tocmai pentru că niciun membru de partid nu poate fi exclus. De deci excludem... În ce sens mutarea de la un partid la altul? Cu domnul Tudose a plecat de la PSD și a mers la Pro-România, domnul de la Pro-România poate să meargă la USR. Da, păi atâta timp când nu există o lege în acest sens, orice parlamentar poate să meargă unde vrea. Am înțeles. Deci nu... Da, din păcate... Fiind aici toți prezenți... Migrația noastră, da. Celebră balcanică... Și eu sunt, aș fi de acord cu o lege care să interzică migrarea. Sunt perfect de acord cu acest lucru, dar încă o dată vă spun, alianța noastră este mai unită ca niciodată. În acest... Nu-ți mai convine partidul, dai demisia, dar îți pierzi funcția de deputat sau corect. De... Deci, dacă ați fost atent la toate lorile de poziție, domnul Daniel Constantin a spus că în momentul în care își va da demisia, va pleca și din Parlament, din toate funcțiile. Deci, cred că asta e un gest de onestitate și un de fair play politic. Dar încă o dată vă spun, nu a plecat nimeni din partid, nu există la momentul ăsta nicio demisie din Pro-România, mergem în continuare ca un partid unit, există anumite tensiuni la vârf, eu consider, din punctul meu de vedere, că ambele tabere, ca să le spun așa, au avut dreptate în ceea ce au făcut, atât președintele Victor Ponta, cât și domnul Daniel Constantin au dreptate, se vor armoniza aceste poziții și vom merge în continuare. În ceea ce privește alianța, nu există nicio disfuncționalitate. Bun, gândiți-vă că în perioada când a fost moțiunea de cenzură, înainte și în timpul dezbaterilor din Parlament, cei jigniți și acuze și au dure, nu le repet, că totuși e ce ne au de... Au fost între Ponta și, și doamna Dăncilă. Și acum domnul Ponta o crimi din os pe doamna Dăncilă. Nu priviți așa lucrurile. Vorbim aici de un principiu. În momentul în care... Nu, deci în momentul în care decizia unui partid a fost de a nu vota un guvern, toți membrii partidului trebuiau să să respecte această decizie. Aici e întrebarea care vă pun. Nu știu. A fost decizia partidului sau al domnului Ponta? Nu, a fost vicepreședinții și cofondatorului partidului au votat invers. Nu. A fost decizia partidului și tocmai asta arată că este, este democrație în acest partid. Anumiți deputați și parlamentari ai noștri au ales să voteze guvernul PNL, ceea ce arată că este democrație, fiecare are dreptul să spună orice părere, dar încă o dată vă spun, decizia luată în biroul de conducere, în biroul executiv al partidului, a fost aceea de a nu vota guvernul. Și dacă este democrație, de ce... De păi ce tu mai că e democrație. Dar nu... Cei care au votat pentru guvern. Păi pentru că este un principiu. Dar este un principiu. Să spun și eu că cei mai mulți și cei mai văduviți și din totdeauna am fost noi PSD, că de la noi au plecat către alte partide și nu mi-aș permite ca atunci când există o disciplină de partid să o confund cu o democrație. Pentru că lucrurile cred că sunt foarte corecte din punctul meu de vedere și noi doi am mai participat la multe dezbateri în care dumneavoastră ați susținut pe Tudose, pe Câmpeanu și pe... Cu siguranță susțin și acum și pe Daniel Constantin și pe Câmpeanu și pe Tudose, pe toți îi susțin. Mi-aș dori ca... Daniel Constantin a plecat de la dumneavoastră. Nu a plecat de la alte. Nu, a plecat de la alte.
cu care am fost altă dată. Deci lucrurile și sunt un pic amestecate. Înainte de azi am mai fost și la Partidul Conservator, la Partidul Umanist. Are și el un traseu destul. Altceva vreau să precizez. Mi-aș dori ca, dacă nu mă înșel, USR-ul are, își propune 300 de parlamentari, ca toți aceștia care migrează politic dintr-o parte în alta, de pe o listă pe alta, în momentul în care se hotărăsc să plece, să plece de tot acasă și să ne lasă pe cei care, suntem următorii pe listă, da, și care am muncit. De ce se aplică treaba asta la primar și la consilier și la deputat, senator? Eu, consilier local, dacă nu mai susțin partidul la, sau ideile pe care domnul președinte Constantin Rădulescu sau hotărârea pe care o ia biroul organizației municipale, mi se retrage sprijinul și ați părăsit. Vitregiți am fost toți. Că eu n-aș vrea să uit pe lista de europarlamentar cum doamna, cum soția domnului Ponta a plecat și s-a suspendat, cum am avut mulți alții care, Ivan, care trebuia să nu mai fie și tot așa. De fiecare dată această migrație nu a permis dezvoltarea. Da, eu dacă mă gândesc, PSD-ul a avut 3 candidați la președinție. De la noi Eu vreau să vă spun altceva în completare la ce a spus doamna Dobrete. Ați avut majoritate în Parlament. De ce n-ați propus această lege ca să stopați migrația? Păi ca să creăm opoziția care este astăzi și să arătăm ce puteți face dumneavoastră. Adică, noi nu suntem la guvernare, noi suntem în opoziție. Interesant, și care este următoarea întrebare, de fapt, următoarea temă era, mă rog să vă adresați câte o întrebare, că e suficientă. Ați început, chiar vă rog. Deci eu înțeleg așa din ce spune doamna și nu vreau să mă înțeleagă greșit. Deci PSD-ul a dat cei mai buni oameni la toți. I-a dat la Pro-România cei mai buni. Casa politică este așa o mare familie, de-aia votează când au interese comune, votează... Familie, nu familie. Familie, da. I-am dat la o parte. În rest, facem așa. Deci dacă aveți întrebări pentru candidați, vă rog frumos, chiar puneți-le. Mi-ați luat înainte. Păi ne-am tot... Da, noi ne-am tot... aveți ceva? Dacă mai aveți o întrebare? Da, eu am o întrebare pentru colegul de la USR. Să-mi spuneți și mie câți membri are familia domnului Barna. Că 7 am înțeles că-ți băgați în proiect. Vreau să-i știu pe restul. Ce relevanță are... Nu, atâta, vreau să știu și eu câți membri are familia. Acum să nu vorbim de familie, că numai acum am vrut o listă, listă ce e până ministere. Păi s-a discutat până acum de familie, de asta... Ați văzut ce listă apărut? Dacă eu am spus ceva despre familia domnului... Nu, dar ce... Ați văzut, apropo de familie, ce listă apărut, ce e până ministere? Numai fete și fii și inginere de deputați și senatori. În contextul ăsta îmi trebuie și eu să văd câți... Nu este cazul să introducem familia... De la toate partidele sunt. Deci nu că e drept că PSD o conduce, dar toate partidele au fiii și nepoții până ministere. Și fiecare a căutat să-și ducă copilul acolo unde este cel mai bine, cred că indiferent de culoarea politică. Acum o întrebare care se ridică de... avantajau pe doamna Dobrete. Da, apropo de asta, ar mai fi o problemă. Apropo de creșterea salariale care vorbeați, doamnă, nu se vede în traiul meu de zi cu zi că mă pot bucura de întoarcerea românilor în țară, pentru că dacă am nevoie de un meseriaș să îmi facă ceva în casă, nu-l găsesc și dacă găsesc pe unul, mi-a și pielea. Pentru că lângă faptul că nu face lucru... Și nu face nici lucru de calitate. Lucru de calitate și mi-a exact. Și pielea, pentru că e economie de piață, adică nu are, și... n-are concurență. Dar n-are concurență. Mi-ați ridicat puțin mingea la fileu. Este unul dintre programele pe care l-a propus cel puțin în ultimii 2 ani guvernarea PSD, aceea învățământului dual. Vreau să vă spun că la primăria municipiului Irmicu Vâlcea, chiar domnul primar, nu știu dacă am voie să spun despre dumnealui, și-a propus la o firmă... Dacă nu l-a atacat, nu, nu din contră. Vorbesc despre ceea ce am implementat în acest învățământ, în acest învățământ dual. Am fi vrut să angajăm un sudor, i-ar fi dat aproape 4.000 de lei. Aproape, să zicem, 1.000 de euro, dar lucrurile și meserile acestea nu mai sunt. De ce? Tot din vina noastră, pentru a părinților. Pentru că de fie... Nu neapărat că au plecat, pentru că niciunul dintre... copiii noștri nu ne dorim să lucreze ca zidar, ca instalator, ca electrician. Din contră, vrem toți să intre la liceu. Propuserăm măsura... Mai venit în sprijin și nu anume ministrul al educației care a distrus... Da, nu vreau să vorbesc de ce a fost. Și piața învățământul nu este orientat către piața muncii. Am încercat orientarea învățământului către învățământul. Ca să nu vă prea mult, asta era întrebarea. Cum credeți că se va implica candidatul nostru dacă va câștiga în sprijinul efectiv al educației și implicit al culturii? Știm că bugetele alocate în ultimii ani au fost total insuficiente.
Știți că se spune 6% pentru învățământ, dar niciodată nu s-a atins. Cam 3%. De exemplu, și mai ales rectificările bugetare care se fac fie în august, fie în octombrie, noiembrie, nu odată au fost atinse prin tăierea bugetelor de la învățământ și de la cultură. Și aici pe fiecare vă rog să eu aș vrea să fiu, partinitare și mi-aș fi dorit să fie învățământul școală de 6%, ca să aibă alocat 6%, dar... E prevăzut în lege. Este prevăzut în lege, îi lăsăm pe noi guvernanți să ne dea 6% păi, bun, și să taie de la armată, de la legea, sănătate, legea, de la, din altă parte. Altceva vreau să-i spun. Nu, spuneți că nu se am crezut că... Colegii dumneavoastră vor să-mi spună ceva. Vreau să-i spun domnului avocat că bănuiesc că este avocat de când a terminat facultatea. Eu sunt, mă rog, nu știu, că practicați această meserie. Prima facultate am făcut informatică. Ah, foarte bine, atunci înseamnă că știți ce înseamnă să fii profesor. Eu am avut în 2013 1300 de lei salariu. Și de la 1300 de lei rata în bancă era 1700. Iar acum am 1900 rat în bancă și un salariu de 4000 de lei pe care mi l-a dat guvernarea PSD. Sper ca cei de dincolo să gândească la fel ca mine și cu ăștia 4000 de lei mi-am permis în sfârșit și eu vacanțe cu copiii mei. Nu știu ce salariu aveți dumneavoastră sau dacă v-a bucurat sau nu costurile pe care lucrați în privat, dar vă spun că eu și cei ca mine, care sunt 5000 în județul ăsta, s-au bucurat în ultimii 3 ani de niște vouchere, s-au bucurat în ultimii 3 ani de niște programe pe care Ministerul Educației le-a introdus pentru copii. Avem o primărie care a alocat fonduri. Câți angajați are mai mulți decât în... Nu vorbesc de angajații din primărie, vorbesc de faptul că toată lumea și-ar dori să lucreze în primărie și toți cei care au venit în primărie au venit probabil pe posturile scoase la concurs. Dar vorbeam de educație. Vorbeam de educație și de un buget care trebuie împărțit către mai multe rămurele și care de fiecare dată va avea de suferit. Acum, probabil că vor face rectificare bugetară, vor da cei aflați la guvernare fondurile care trebuie tuturor. Dar în educație 6% nu cred că va fi prea curând. Am și eu de făcut totuși o să dau un drept, am un drept la replică, nu? Ce se întâmplă? Eu cred că nu se înțelege următorul aspect. Nu poți să mănânci ouăle și după aceea mănânci găină da. Ce mai vrei și ouă. În societatea asta în care trăim noi acum, cea, să zicem, nu mai este aia socialistă, este una capitalistă. Dacă n-ai un sistem privat puternic, nu ai de unde să-i taxe și impozite. Ori, eu niciodată n-am spus că învățământul nu trebuie să fie bine plătit, ba din contră, întotdeauna am fost de părere că a fost prost plătit. Problema mea nu este că cei din învățământ sunt bine plătiți, trebuie să fie mai bine plătiți decât sunt acum. Însă, asist de 30 de ani la mica privatizare care s-a făcut în 90, este distrusă pas cu pas și rasă pur și simplu de toate guvernele care au venit, numai de PSD, da. În ideea în care toate taxele posibile și imposibile sunt în cârcală. Mi-au cam aminte că la un moment dat Dan Diaconescu făcea o demonstrație la televizor că taxele sunt 110% și după ce am făcut calculul, așa sunt. Poate că au mai și crescut între timp. Adică noi vrem să mâncăm găina și după aceea suntem foarte supărați că nu mai sunt ouă. Păi normal că nu sunt bani. Pentru că dumneavoastră spuneați, dacă să iau un credit de la bancă, trebuie să mă gândesc că trebuie să dau și bani înapoi. Exact. Ori păi PSD-ul mi se pare că PSD-ul mi se pare că s-a gândit odată că împrumută bani și de unde o să-i mai dea înapoi. Îi băgăm în salarii. Păi nu îi bag în salarii. Eu ca privat îi bag întâi în producție și după aceea îmi dau salarii. Dacă nu mă înșel, astăzi guvernul... Din punctul ăsta de vedere... Sunt mult mai multe probleme legate de... E mult de discutat. De exemplu, o problemă nu găsește angajat. Toată lumea vrea să lucreze la stat. De ce vrea să lucreze toată lumea? Este pentru foarte că bine plătit. Pentru că în ultimii 2 ani salariile sunt foarte bune. Foarte bine în sfârșit, plătit. Salariile sunt foarte bune. Dar este și la fel de eficient pe cât este de bine plătit? Asta reproșează. Nu zic și-o bugetar și-mi convine să am un salariu, deși nu l-am. Eu sunt de acord, dar mai aveam un an de guvernare. De ce nu ne-ați reproșat lucrurile acestea în toamna? Nu s-a rezolvat în 3 ani. Noi le reproșăm lucrurile astea de... Singur de 3 ani. Toată lumea e pe noi. PD-ul, păi, știți că a fost cu toți la guvernare. Da, și cu USL-ul, am fost și cu Iohannis, am fost și deci, cu toată lumea. Partidele vroiau, am fost și cu dumnealor, am fost și cu mai puțin cu USR-ul, recunosc. Nu am avut de unde să-i reprimez. Guvernul ăsta nu o să reziste mai mult de 3-6 luni maxim, că nu o să-l lăsați. Clar, în ianuarie va fi moțiune de cenzură, că va avea dreptul PSD-ul să depună moțiunea de cenzură. De ce nu lăsați un an de zile guvernul? Nu sunt nici penalist. Lăsați un an de zile să vedem ce demonstrează. Eu nu pot să vă spun sigur că veți depune moțiunea de cenzură. Nu
nu da. Noi vom ideea alege. Ideea e următoarea, că în, asta e discuția între privat și stat. La stat nu se folosește principiul meritocrației. Din contră aș putea spune. Pe când la privat, o întreprindere funcțională, într-adevăr, folosește acest principiu și își alege prin concurs acei angajați care dau dovadă de competență. Și plătește pe măsura competențelor. Cei care plăceau firme și băgau familia. Repede s-au rămurit că nu e bine. Mă bucură treaba asta. Mi-aș dori ca și eu, vânzătoare, la una dintre... la unul dintre lanțurile din Vâlcea să vă audă pe dumneavoastră și să se bucure de meritocrație când servește și nu, servește. Vă spun exemplul meu. Am 6 angajați la cabinet pe care cu siguranță mi-am ales cu mare atenție. Pe de altă parte, lucrez într-o clinică privată unde vă asigur că toți medicii care lucrează și tot personalul care lucrează acolo dă dovadă de înaltă competență. Și asta spun pentru că nu e clinica mea. E clinică privată. Dar, datorită stimulentelor care există în sectorul respectiv, majoritatea dintre ei care au fost și care au lucrat la stat, dar au preferat să vină în sectorul privat pentru condițiile care li se asigură, pentru salarizarea care li se asigură. Bine, așa sunt și care au venit direct în... Adică sociologice spun că România este țara cu cea mai mare taxă pe muncă. Da, cu siguranță, este o impozitare excesivă. Dar asta apasă tot pe nu apasă pe buget, tot apasă pe micul întreprinzător, tot clasa mică și mijlocie de întreprinzători. Timpul a trecut, nu avem prea mult. O să vă rog pe scurt să răspundeți la întrebarea asta, sunt curios. Mai ales că sunt trei reprezentanții a celor trei candidați care au efectiv șanse să urce în finală. De ce pe în această campanie doamna Dăncilă, domnul Dan Barna, domnul Lucia Diaconu, e mai puțin ca s-a văzut mai puțin pe televiziune. Dar l-au atacat toți în proporție de 90% pe Iohannis. Când lupta pentru turul 2 era între cei trei. Pe ce? Și-au irosit gloanțele, după părerea mea, degeaba. Doamna Dăncilă trebuia să elimine din cursă pe Barna și pe Diaconu, Diaconu pe invers, pe doamna Dăncilă și pe Barna și cea mai departe. Nu, acum, dați toți și-au făcut atacul asupra lui Iohannis. De acord, de-aia e ținta finală. Nu, dar nu. Tu, ca să ajungi la ținta finală, trebuia să treci în de semifinală. Domnul Mircea Diaconu nu a atacat pe nimeni. A prezentat numai ceea ce vrea să facă, fără să atace. Eu cel puțin asta am văzut în toată campania, a fost prezent și la Râmnicu Vâlcea, a prezentat... Eu voi face chiar eu ne-am luat un interviu la Râmnicu Vâlcea. Așa. Chiar eu voi face asta, ceea ce actualul președinte nu face. Deci asta nu-i atac? Eu am fost să fac asta, ceea ce actualul premier nu face. Asta nu-i atac? Ba da. Da, asta a vorbit mai civilizat. Deci a vorbit civilizat? Nu am auzit interviul respectiv, dar eu știu că a vorbit... Nu s-a bătut cu Dan Barna. Știți cum? Cred că răspunsul este simplu și este al tuturor. Trebuia să ne unim împotriva lui Iohannis, pentru că toți suntem români și toți am fost nemulțumiți de modul în care el a fost președinte 5 ani. Asta e părerea PSD-ului. Știa mea personală, cel puțin ați întrebat pe toți. Acum, reprezentând și partidul nostru, este normal să... Cum putea să vă uniți? Să aveți un candidat acesta și să-l eliminăm dacă s-ar putea încă din primul tur. Pentru că ați văzut, azi a fost prezent în oraș și n-am auzit pe cineva. Dacă era doamna Dăncilă și era blocat orașul, vuia tot Facebook-ul. Inclusiv acel al colegilor de la USR, care sunt foarte, foarte activi. N-am văzut, n-am auzit, bine, nici n-am ajuns să stau să butonez și vă spun că nu vorbeam de acțiuni. Orașul a fost blocat. Orașul a fost blocat. Eu zic că, dar de fiecare dată când merge la Sibiu, nu e blocat. Noi am avut astăzi o acțiune pe variantă în care vrem să atragem atenția tocmai a problemelor legate de infrastructura rutieră, faptul că domnul Iohannis... Ce președintele cu infrastructura rutieră? Domnul Iohannis de 5 ani merge la Sibiu destul de des. Nu am auzit odată chemând partidele la o consultare să găsească o soluție pentru a merge pe un program multianual. Bun, deci nu m-ați înțeles. Eu nu vreau să-l apăr pe Iohannis, mai ales că nu-i de față niciun penelist aici, niciun liberal, dar eu v-am întrebat altceva. De ce v-ați irosit forțele atăcându-l în această fază pe el, când asta, scopul principal era să ajungeți în finală? Da. Și în finală nu... Acum se știe clar și după sondaje și după istorie. Iohannis este în finală, n-ai ce-i face. Deci noi asta pentru locul al doilea trebuie să vă bateți cu doamna Dăncilă sau cu domnul Diaconu. Și n-ați făcut asta.
Nu, trebuia să ne unim toți împotriva domnului Iohannis și apoi ce se întâmplă. Da, exact, pe care candidatul să fie ideologic. Deci, nu, dar acum, păi, pe care candidatul să susțineți dacă păi nu, nu, nu. Nu să susținem un candidat, eu să susțin alți candidați. Trebuia să fie... Ideea era să intrați în ultima... Da, e o chestie normală să ataci pe cel mai puternic. Nu? Îl ataci pentru că de acolo, de acolo, păi intri în final atacându-ți pe cel mai puternic, de acolo poți să captezi foarte mult electorat. Ca să ajungi în campionul, trebuie să treci de primul sunt, cum este bine să arăți ce n-a făcut. Și după aia cu Bayern și cu alte... Nu mai departe de ieri, aseară, a fost organizată o dezbatere la care au fost invitați toți candidații cu șanse la, de a intra în următorul tur. Doamna Dăncilă nu a răspuns invitației, domnul Iohannis n-a răspuns invitației, nici domnul Diaconu n-a răspuns invitației. Era la altă televiziune. Exact, toți au fost la altă televiziune. Ba nu, domnul, la ora 7 când trebuia, el se afla la ora 19. Știți că de-a lungul... Nu spun, a fost la 20-30. Avem 3 minute. Mă rog, dar el la ora 7 era la altă televiziune, nu trebuia să alerge să teleporteze. Două dezbateri generale au fost în primul tur. Doar două. Deci nu avem o tradiție. În turul 2 vor fi dezbaterile. Dacă existau fost, aceste dezbateri... Prima dezbatere între Rațiu, Iliescu și Câmpeanu și a doua la următoarea alegere prezidențială în care am avut pe aia 14 în funcție cu vicepreședintul Mudava, că trebuie să vă spună ceva, doar ăla era chiar bun de bancetul dumneavoastră, cu Mircea Druc și cu cea mai departe. Da, atât da. Au fost. Destul abia în turul 2 au fost dezbații. Dar nu s-ar putea face? Sau? Ba nu, dar nu, nu mergem pe istoric, mergem pe partea faptul că au fost două și nu facem. Toți au fugit. Deci, toți au fugit de aseară, aseară la ora 20-30, Dan Barna venea din piață, la ora 20 era în piață, a ajuns. Bun. A fost la o mitică. Ceilalți candidați au fost fiecare la un post de televiziune. Nu puteau să aveau aceste interviuri, erau programate. Eu aș vrea să vă spun că era la televiziune. Dezbaterile au fost organizate la Europa FM. Acces la Europa FM nu are toată lumea. Da, dar asta nu înseamnă că n-au fost invitați. Nu au fost invitați, că și asta seară timp de antenă putea să-și ia și partidul domnului Iohannis. Este așa că am început emisiunea în modul acesta. Deci, iar programul doamnei Dăncilă este foarte bine gândit și stabilit pe partid. Da, dar răspunsul dumneavoastră care a fost că va veni... Dar nu avem timp decât pentru simplu mesaj electoral cu care v-am obișnuit. Noi trebuie să ne cadrăm într-un anumit timp ca pe ne mănâncă CNA-ul. Deci, mesajul dumneavoastră electoral, de ce să-l votez eu, sau cum am obișnuit să spun domn Pedro, pe candidatul dumneavoastră? Vă rog, cum o spui scurt. Dan Barna vine din societatea civilă, vine din domeniul privat, este un profesionist, își dorește o reformă a statului. Votați Dan Barna, votați poziția numărul 3 pe buletinul de vot. Mircea Diaconu, Mircea Diaconu este un vâlcean născut în Vâlcea care va lupta și nu o să aibă liniște până când oamenii din țara noastră nu o să trăiască decent. Mircea Diaconu este un om ca tine. Viorica Dăncilă, candidatul Partidului Social Democrat, partid care s-a ținut de cuvânt în fața românilor și care și-a respectat toate promisiunile, un președinte echilibrat, solidar, altruist și care empatizează cu cetățenii vulnerabili, caracteristici pe care noi, ca societate sănătoasă, de care noi, ca societate sănătoasă, avem nevoie. Votați Viorica Dăncilă. Oameni buni, gândiți-vă bine pe cine votați. Și cu asta, mesajul meu este, dragi românceni, dragi români, mergeți cât mai mulți la vot și, într-adevăr, fiți atenți cu cine veți vota, fiindcă ce veți vota, aia veți avea. Vă spun bună seara și ne vom întâlni săptămâna viitoare la dezbaterile finale.